Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 711 milioane de lei în perioada 27 mai 2 iunie curent. De la începutul anului, instituția a colectat la buget peste 14 miliarde de lei, ceea ce reprezintă îndeplinirea cifrei de control în mărime de 111,9%. Astfel, persoanele fizice au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozitabilă, fiind încasate plăți în valoare de peste 19 milioane de lei, ceea ce reprezintă 2,7% din totalul sumei încasate. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale și altele. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute au fost perfectate 12.644 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 59.137 de traversări. Cele mai tranzitate posturi vamale rămână Fileușeni și Sculeni cu 17.704 și respectiv 13.509 de traversări. În luna mai, serviciul vamal a colectat la bugetul de stat circa 2,9 miliarde de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 104,6%.